Bună ziua! Bine ați venit la ședința de constituire a Consiliului Local al Municipiului Moinești. În baza prevederilor articolului 116 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Prefectul județului Bacău a emis ordinul numărul 353 din 20-10-2020, prin care a convocat Consiliul Local al Municipiului Moinești, ales la 27-9-2020, în ședința privind ceremonia de constituire programată pentru astăzi la ora 14. Cei 19 consilieri locali aleși și validați de judecătoria Moinești au fost convocați, conform prevederilor articolului 116 aliniatul 3 din codul administrativ, sunt prezenți, astfel că ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă domnul Sorin Gabriela Irenei, prefectul județului Bacău, domnul senator Viorel Ilie, domnul senator Cătălin Daniel Penechiu, doamna judecător Pațilea Carmen Nela, președinte al judecătoriei Moinești, doamna juristă Andrei Georgiana, vicepreședintele Biroului Electoral de circumscripție numărul 2 Moinești, conducătoarea instituțiilor publice din municipiul Moinești, directora unităților școlare și mass media. Dau cuvântul domnului prefect al județului Bacău, domnul Ailene Sorin Gabriel. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitația de a participa astăzi aici. Este o onoare pentru mine și pentru că este o ședință solemnă în care aleșii dumneavoastră vor depune jurământul în fața comunității, în primul rând. O să vă rog pe toată lumea să ne ridicăm ca să ascultăm imnul național al României.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Gata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Tu care dai cărmuitorilor noștri de pe pământ putere de a conduce și a înțelege rânduiala întocmirii omenești prin lucrările sfințitoare, măreață și nespusă a harului Tău, ca prin aceasta să cunoaștem slava și cinstea Ta de Tine și să ne străduim a ne împlini datoriile întru nimic împotrivindu-ne voinței Tale de a da lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu și cezarului ce este a cezarului. Pentru aceasta ne rugăm Ție, binecuvintează pe robii Tăi, aceștia pe care i-ai rânduit să conducă, încununează-i cu arma adevărului și a bunăvoinței, veghează asupra capului lor, supunându-i pe toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, dăruiește adâncă și statornică pace și pune în inimile lor gânduri bune pentru tot poporul român, ca întru pacea acestui neam, viață pașnică și neturburată cu toții să avem în toată cucernicia și curăția. Că Tu, Doamne, ne-ai poruncit prin vasul Tău cel ales, Sfântul Apostol Pavel, să facem cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii,
pentru împărați și pentru toți care sunt în înalte dregătorii, ca să petrecem viață pașnică și liniștită întru toată cuvioșia și buna cuviință, că acesta este lucru bun și primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vie. Dăruiește robilor Tăi sănătate, bună înțelegere și tărie, ca să poată sluji cu toată dorirea și responsabilitatea misiunii încredințate lui de Tine, umblând pilda cea bună a Sfinților Împărați, domnitori și dregători care au slujit cu credincioșie și jertfelnicie țara și biserica, căci nu este adevărată stăpânire în afara aceleia care vine de la Tine, iar cele ce sunt de la Tine sunt rânduite. Drept aceea ne rugăm neîncetat pentru aleșii noștri, luminează-le mintea și inima doar spre ceea ce este drept, bun și folositor poporului nostru, iar legile date să fie spre bunul mers al poporului nostru cel binecredincios. Că Tu ești stăpânitorul sufletelor și a tuturor noastre, Hristos, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele Celui fără de început și prea Sfântului și bunul și de viață Făcătorul Tău. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce fiind adus înainte divanului, ai răspuns dregătorului Pilat, ce te amenința zicându-i, nu ai avea nicio putere asupra mea, de nu ți-ar fi fost dată ție de sus. Iar prin gura Sfântului Tău Apostol Pavel ai grăit tot sufletul să se supună stăpânirilor celor mai înalte. Că nu este stăpânire fără numai de Dumnezeu și stăpânirile care sunt de la Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotrivește stăpânirii, rânduierii lui Dumnezeu se împotrivește și care se împotrivesc, judecată își vor lua loruș. Așiși de rea, prin graiul Sfântului Tău Apostol Petru, ne-ai poruncit grăin, fiți supuși oricărui stăpâniri omenești pentru Domnul, care-i pus să se pedepsească pe făcătorii de rele și să-L laude pe cei ce fac binele. Primește acum îndurate rugăciunea umilitului nostru suflet pentru cărmuitorii scumpii noastre țări, căci Tu însuți, Doamne, ne-ai poruncit prin zisele Sfântului Apostol Pavel să facem rugăciuni pentru toți care sunt în dregătorii, ca să petrecem viață lină și cu o dignă într-o bună cuviință și curățenie. Așa, Doamne Împărate al Împăraților și Doamne al Domnilor, dăruiește cărmuitorilor acestei țări, legiuitorilor, judecătorilor, ostașilor, profesorilor, preoților și tuturor cărmuitorilor și slujbașilor, de la cele mai înalte până la cele mai puțin însemnate dregătorii, minte înțeleaptă, inimă curată și voință tare în a înțelege, a dori și a lucra numai binele și dreptatea, după care bunuri dorește și însetează poporul cel iubitor de Tine și credincios Ție din vremuri străvechi. Milostivește-te, deci, Doamne, spre acest popor drept credincios, dăruiește tuturor cărmuitorilor lui puteri mari ca să lucreze cu spor la înălțarea și propășirea lui pentru ca și prin el și prin slujbașii lui să se binecuvinteze și să preamărească prea cinstitul de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacurată ei Maicii sale, cu puterea cinstitului de viață, Făcătorului Cruci, ale Sfinților Mai Sfântului Dastru, Apostolului, preacuvioși de Dumnezeu, Părătătorul Părinților noștri, ale Sfântului Apostol Iacob, râda Domnului, primul episcop al Ierusalimului, la care pomenirea o să vârșim azi, ale Sfântului Apostol Andrei și cu rugăciune tuturor Sfinților Români, ale Sfinților Dreistor, Dumnezeu și Părinții Achim și Anaș, pentru rugăciune tuturor Sfinților, să ne minuiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În prea Sfințitului Arhiepiscop Ioachim, cârmuitorilor țării noastre, mai marilor orașilor și ai satelor, și tuturor întregului popor român, dă-le, Doamne, sănătate, fericire, îngemnezine întru toate, bună sporire și păzește, Doamne, întru mulți ani. La mulți ani, cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să viața numai lumină, ce lumină
Sfinți. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților și Doamne, Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește prin noi. Amin. Doamne, mulțumim Sfinții Părinți pentru această slujbă foarte sintetică de Te-Deum. Este o slujbă, dacă mi-aduc eu bine minte, care se săvârșește atunci când se pune un început nou, se vorbește despre tot ceea ce poate Dumnezeu să aducă asupra noastră și în special pentru, este vorba de o slujbă pentru rugăciune, ca cei care urmează să primească învestirea dumneavoastră să conducă cu înțelepciune. Mulțumim! Acum o să o rog pe doamna secretar general să dea cuvântul și să citească lista de prezență a consilierilor care au fost declarați aleși, iar la sfârșit o să o rog să ne precizeze pe cel care este cel mai în vârstă dintre consilieri, precum și pe cei doi mai tineri dintre acești consilieri. Vă rog, doamna secretar. Domnul Botezatu Sorin, Breahnă Neculai, Acatrinei Sorin, Purcaru Ionel, Rău Sergiu Ionel, Palașanu Mirel, Legănuș Bogdan Dragoș, Alăzăroaie Raluca Maria, Ghioc Corneliu, Botezatu Silviu Gheorghe, Budacă Cristinel, Busuioc Iulian, Chiricheș Fănel, Bocano Iulian, prezent. Pascalin Ninia Alexandru, prezent. Dârle Alexandru, prezent. Marco Alexandru Cătălin, Catana Codrin Ionuț, Margine Gelu. Prezent. Domnule prefect, toți cei 19 consilieri sunt prezenți. Cel mai în vârstă consilier este domnul Breahnă Neculae. Iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnii Legănuș Bogdan Dragoș și Marco Alexandru Cătălin. Mulțumim! O să rog pe domnul Breahnă, pentru că sunt mai aproape aici, să mă lase pe mine să conduc cu ședința de mai departe. Și mulțumesc! Acestea fiind spuse, o să o invit pe doamna Andrei Georgiana, care este vicepreședintele Biroului Electoral de circumscripție numărul 2 mâine, și să prezinte rezultatul alegerilor din data de 27 septembrie. Bună ziua! O să prezint rezultatul alegerilor pentru Consiliul Local din data de 27.09.2020. Pentru alegerea celor 19 consilieri locali s-au depus un număr de 151 de candidaturi pe partide politice și candidați independenți, după cum urmează. Partidul Național Liberal, 24 de candidați, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, 24 de candidați, Partidul Mișcarea Populară, 24 candidați, Partidul Pro-România, 24 candidați, Uniunea Salvați România, 18 candidați, Partidul Social Democrat, 24 de candidați, Mișcarea Patrioților Români, 5 candidați, Asociația Partida Românilor Pro Europa, 7 candidați, Vlad George Cătălin, candidat independent. Toate aceste 151 de candidaturi au fost puse și înregistrate în termen și cu respectarea prevederilor legale. Numărul total al voturilor valabile exprimate a fost de 7.110, cele 19 mandate fiind atribuite astfel. 10 mandate PNL, 4 PSD, 2 PMP, 2 USR și 1 mandat pro România. Mulțumesc! Mulțumim și noi. În continuare o să-i dau cuvântul doamnei judecători Pațilea Carmen Nela, care este președintele judecătoriei Moinești, pentru a ne prezenta încheierea prin care au fost validate mandatele consilierilor locali. Doamna judecător, aveți cuvântul. Mulțumesc. Vă rog să vă ridicați în picioare. Judecătoria Moinești, în dosarul 3502 pe 260 pe 2020, prin încheierea din ședința de Camera de Consiliu 15.10.2020, rămasă definitivă astăzi 23.10.2020 prin neapelare, dispune
În temeiul articolului 114 din Ordonanța Guvernului numărul 57/2019, validează mandatele candidaților domnul Botezatu Sorin, domnul Breahme Neculai, domnul Acatrinei Sorin, domnul Purcaru Ionel, domnul Rău Sergiu Ionel, domnul Palașanu Mirel, domnul Legănuș Bogdan Dragoș, doamna Lăzăroaie Raluca Maria, domnul Ghio Corneliu, domnul Botezatu Silvi Gheorghe, aleși pe lista a Partidului Național Liberal, domnul Budacă Cristinel, domnul Busuioc Iulian, domnul Chiricheș Fănel, domnul Mocan Iulian, aleși pe lista Partidului Social Democrat, domnul Pascalin Iline Alexandru, domnul Dârle Alexandru, aleși pe lista Partidului Mișcarea Populară, domnul Marco Alexandru Cătălin, domnul Catana Codini Ionuț, aleși pe lista Partidului Uniunii Salvați România, domnul Margină Gelu, ales pe lista Partidului Pro-România, în funcția de consilier local ai municipiului Moinești, județul Bacău. Invalidează, ca urmare a declarației de renunțare, mandatul domnului Vieru Valentin, Partidul Național Liberal, și a doamnei Ghenea Maria, Partidul Mișcare Populară. Mulțumesc! Succes în continuare și să aveți o mică timpere și pozitivă! Mulțumim, doamna președinte! În continuare, urmează momentul solemn al depunerii jurământului de către consilierii declarați aleși. O să vă rog să veniți pe rând fiecare dintre dumneavoastră. Procedura este una foarte simplă. O să vă rog să puneți mâna dreaptă pe Biblie și Constituție sau doar pe Constituție în funcție de convingerile dumneavoastră religioase. După care veți rosti jurământul pe care vi-l va înmâna doamna secretar general în două exemplare. După semnarea acestor două exemplare, un exemplar va rămâne în posesia dumneavoastră, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne parte la dosarul ședinței de astăzi. Dacă unul dintre dumneavoastră, din motive de conștiință sau din alte motive, dorește să depună jurământul fără formula religioasă, adică fără sintagma, așa să-mi ajute Dumnezeu, poate face acest lucru. Acestea fiind... Acestea fiind spuse, o să invit pe doamna secretar să dea citire listei de consilieri. În momentul în care vă veți auzi numele strigat, vă rog să veniți, să depuneți jurământul în fața audienței. Repet, mâna dreaptă pe Biblie și Constituție sau doar pe Constituție, clar, și după aceea să numim cele două exemplare. Vă rog, doamna secretar. Domnul Acatrinei Sorin, Partidul Național Liberal. Subsemnatul Acatrinei Sorin, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești, așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Lăzăroaie Raluca Maria, Partidul Național Liberal. Consiliului Local Moinești al Municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depune în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să ne ajute Dumnezeu! Succes, doamna consilier! Domnul Botezatu Silviu Gheorghe, Partidul Național Liberal.
Subsemnatul botezat Silviu. Subsemnatul botezat Silviu Gheri, consilier local, consiliul local al municipiului Măinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederea articolului 117 în ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare de până în fața consiliului local următorul jurământ. Jură să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și pricerea mea pentru binele locuitorilor municipiului Măinești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul botezatul Sorin, Partidul Național Liberal. Bună ziua! Subsemnatul botezatul Sorin, consilier local. Scuzați! Subsemnatul botezatul Sorin, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Măinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Măinești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Domnul Grahme Neculai, Partidul Național Liberal. Bună ziua! Subsemnatul Grahme Neculai, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Măinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Măinești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Budacă Cristinel, Partidul Social Democrat. Subsemnatul Budacă Cristinel, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Măinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Măinești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Busuioc Iulian, Partidul Social Democrat. Bună ziua! Subsemnatul Busuioc Iulian, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Măinești, de Tăbacă, în conformitate cu articolul 116 în ordonanță de urgență a Guvernului număr 57/2019 privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare de punctul în fața Consiliului Local în metodul jurământ. Jur să respect Constituțiile, lege și țări și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putință și priceperea mea pentru binele localităților municipiului Măinești. Așa să le ajute Dumnezeu. Domnul Catana Codrin Ionuț, Partidul Uniunea Salvat România. Bună ziua!
subsemnatul Catana Codrin Ionuț, consilier local în Consiliul Local al Municipiului Roinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur că respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Chiricheș Panel, Partidul Social Democrat. Subsemnatul Chiricheș Panel, consilierul local al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57-200-2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și preceterea mea pentru binele locuitorilor cu Municipiul Moinești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Gârlea Alexandru, Partidul Mișcarea Populară. Mulțumesc frumos. Bună ziua. Subsemnatul Dârle Alexandru, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări. Domnul Gheorghe Corneliu, Partidul Național Liberal. Senatul Gheorghe Corneliu, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Leganos Bogdan Dragoș, Partidul Național Liberal. Bună ziua! Subsemnatul Leganos Bogdan Dragoș, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări! Domnul Marco Alexandru Cătălin, Partidul Uniunea Salvat România. Bună ziua!
Subsemnatul Marco Alexandru Cătălin, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări! Domnul Margin Agelu, Partidul Pro-România. Bună ziua! Subsemnatul Margin Agelu, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și perceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări! Domnul Mocanu Iulian, Partidul Social Democrat. Iulian, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Moinești. Așa să-mi ajută Dumnezeu. Felicitări! Domnul Palașanu Mireu, Partidul Național Liberal. Bună ziua! Subsemnatul Palașanu Mireu, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Bunul Dumnezeu. Domnul Pascalini Nini Alexandru, Partidul Mișcarea Populară. Bună ziua! Subsemnatul Pascalini Nini Alexandru, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să mă ajute Dumnezeu. Domnul Purcaru Ionel, Partidul Național Liberal. Bună ziua! Subsemnatul Purcaru Ionel, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ
cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Rău Sergiu Ionel, Partidul Național Liberal. Bună ziua! Subsemnatul Rău Sergiu Ionel, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117, din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să mă ajute Dumnezeu. Domnule prefect, s-a finalizat. Mulțumesc. Pentru cât cu numărul de consilieri care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul consilierilor de la nivelul municipiului Moinești, adică 19, așa cum am spus noi mai devreme, numărul total de consilieri, constat că Consiliul Local al municipiului Moinești este constituit. Felicitări! Vreau să vă rog ca la sfârșitul ședinței să vă duceți la doamna Georgiana Andrei să vă mâneze certificatele de consilieri și până atunci o să vă rog din nou pe doamna judecător să dea citire încheierii pentru validarea mandatului de primar. Judecătoria Moinești, în dosar numărul 3501, pe 260/2020, în ședința din Camera de Consiliu, din 14-10-2020, dispune, văzând îndeplinite condițiile de fond prevăzute de la OUG 57/2019, colaborate cu cele ale articolului 4 și 6 din legea 115/2015, validează alegerea domnului Vieru Valentin din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al municipiului Moinești, județul Bacău. Mulțumesc! O să ne invităm pe domnul primar să depună jurământul. Procedura este aceeași, mâna dreaptă cu iubire și pe Constituție și la fel în ceea ce privește formă. Vă rog, domnul primar. Subsemnatul Vieru Valentin, primar al municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 150 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu! De sfârșitul ceremoniei de astăzi și pentru că m-a ales și dumneavoastră au depus jurământul, o să vă rog pe doamna secretar general al municipiului Moinești să facă câteva precizări în legătură cu obligațiile legale ale aleșilor locali în ceea ce privește conflictul de interese și declarațiile de avere și de interese. Doamna secretar.
Bună ziua, din nou, domnilor și domnilor consilieri, domnule primar. Nu o să dau citire acum prevederilor legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, modificări și completările ulterioare. O să avem timp ulterior, în proxima ședință de Consiliu Local, pentru a face aceste precizări, dat fiind faptul că aceasta este o ședință festivă. O să vă aduc la cunoștință toate aceste prevederi legale, dumneavoastră o să le duceți la îndeplinire. Mulțumim, doamna secretar. Acestea fiind spuse, practic toate aspectele tehnice ale ședinței de astăzi au fost parcurse. Și cu permisiunea dumneavoastră o să-i dau cuvântul domnului Nicolae Breahnă, care este cel mai vârstă dintre consilieri, pentru a vă adresa câteva dintre ideile domnului sale. Urmând, domnule consilier. Mulțumesc, domnule prefect, stimați invitați, domnule prefect, domnii senatori, stimați colegi, domnul primar nou ales. Cu permisiunea dumneavoastră, am să spun încă o dată ce am mai spus și la altă întâlnire. Ca profesor de matematică am pornit la premisa că orice problemă are o soluție. Și la Moinești au fost rezolvate multe probleme care au fost mai spinoase în decursul acestui mandat al domnului primar Valentin Ieru. Și vreau să spun că împreună cu dânsul am format o echipă și de asemenea cu toți consilierii locali care au fost în mandatul trecut și pe această cale le mulțumesc pentru tot sprijinul și toată activitatea pe care au desfășurat-o, să le urez multă sănătate în continuare și de asemenea noului consiliu ales să aibă putere de muncă și sănătate și spor în tot ceea ce fac pentru binele locuitorilor orașului Moinești. De asemenea, domnului primar, îi doresc, profit de acest prilej, să-l felicit pentru întreaga activitate și să-i urez putere de muncă, sănătate și realizarea tuturor obiectivelor pe care le propuneți nouă spre a le duce la îndeplinire. Vreau să spun că am venit în munca de administrație, domnul senator Viorel Ilie mi-a spus că ai să înveți din mers lucrurile și într-adevăr așa s-a întâmplat. Pentru acest lucru vreau să-i mulțumesc astăzi pentru sprijinul pe care l-a acordat. Dar un sprijin deosebit l-am primit din partea domnului primar care avea o îndelungată experiență în activitatea pe care eu am desfășurat-o și îi mulțumesc încă o dată și dânsului, dar cel mai mult lucru l-am simțit și sprijinul l-am simțit în afară de primar, senator, consilier local, toți specialiștii din primărie care, cu care cu onoare am lucrat. Pentru acest lucru, încă o dată le mulțumesc. Vă doresc sănătate, spor în tot ceea ce faceți și multă putere de muncă și de asemenea distinșilor primari de la Dărmănești și Sfânt Moldova, care îi văd în primul rând, și din celelalte localități Onești, Ardeani, care sunt în apropierea localității noastre și desfășoară o activitate bogată legată de orașul, municipiul în care ne aflăm. Pentru că altfel nu se poate face numai o singură localitate să facă un singur lucru, ci cred că cu toții putem face lucrul acesta. Mulțumesc! Anul de vârstă în acest Consiliu. În continuare, cu permisiunea dumneavoastră, o să-i dau cuvântul domnului senator Viorel Ilie. Domnule senator, doamna președintă, domnule prefect, domnule primar, ce tocmai ați depus jurământul, domnule primar ales al municipiului Onești, domnilor primari ai orașelor Dărmănești și Slănic Moldova, doamnelor și domnilor consilieri, dragi moineșteni, e o zi emoționantă pentru toți, cei care au depus jurământul în principal astăzi, am văzut emoția care este
umană, naturală și firească și care sunt convins că este un, o speranță că există suflet și veți pune suflet în ceea ce veți face pentru municipiul Moinești. Domnule primar, eu vă felicit. Vreau să vă urez succes și să împliniți așteptările celor peste 55% din cei care au votat în municipiul Moinești la aceste alegeri locale. Este un scor foarte bun, dar este și o așteptare enormă, pentru că tot atâția și-au pus speranțele în dumneavoastră, în activitatea dumneavoastră, în activitatea dumneavoastră a consilierilor locali, a celor din aparatul de lucru al primăriei și al primarului și, nu în ultimul rând, al nostru, a tuturor cetățenilor municipiului Moinești. Eu vă doresc să aveți putere de muncă, să aveți permanent în minte acest jurământ pe care astăzi l-ați depus și, după priceperea fiecăruia, să aduceți plus valoare activității administrației publice locale din Moinești, pentru că, așa cum știm cu toții, sunt multe proiecte pornite, mai sunt multe de făcut în municipiul Moinești și eu mă bucur să constat că anumite proiecte vechi care le-am pornit împreună cu mulți ani înainte, poate de atunci de când am intrat în politică împreună, Valentin, în 2008, s-au finalizat, sunt într-un anumit stadiu și sper să se și finalizeze celelalte. Sper din tot sufletul ca activitatea politică să fie pe planul 2 și grija față de cetățeni și respectul față de funcția pe care o aveți să fie mai presus de orice și să reușiți să împliniți așteptările lor. Multă sănătate, putere de muncă și mult succes tuturor! Mulțumim, domnule senator. O să îl rog să ia cuvântul și pe domnul senator Daniel Fenichiu. Mulțumesc, domnule prefect. Mă bucur că mă găsesc astăzi aici la dumneavoastră. Vreau să vă felicit pe toți cei care ați intrat astăzi în mandat, atât pe membrii Consiliului Local, cât și pe domnul primar. Valentin este un om pe care îl cunosc de o bună bucată de vreme, un om pe care îl respect și căruia am admirat tenacitatea cu care urmărește să facă lucruri bune în această comunitate. Nu mă îndoiesc că noului mandat va fi o prelungire, o continuare a mandatului precedent. Știu destul de multe lucruri despre proiectele pe care le are în plan. Știu că poate să le facă și sper din toată inima, și aici mă refer la Consiliu, să sprijiniți, pentru că toate lucrurile care se întâmplă sunt pentru moineșteni, nu pentru un partid sau pentru altul. Vă doresc mult succes. Felicit moineștenii că au ales o administrație competentă, bine, în baza unor dovezi incontestabile din trecut. Mă bucur și în încheiere că sunt aici cu dumneavoastră și o să luăm un prieten al Moineștiului, al lui Valentin și al lui Viorel Ilie. Vă mulțumesc! Acum, pentru că Moineștiul este parte dintr-o comunitate de aici, din zonă, și nu vrem să spargem această comunitate sub nicio formă, o să invit la microfon pe colegii domnului primar. O să începem cu orașul Dărmănești, care tocmai a avut ședința de validare a aleșilor locali, și atunci o să-i dau cuvântul, cu permisiunea dumneavoastră, domnului primar Toma Constantin. Mulțumesc, domnule prefect, dragi prieteni ai Moineștiului, sincer am emoții, așa cum spunea domnul prefect, cu câteva
să zic, zeci de minute în urmă, am depus și eu jurământul de investire la Dărmănești. Dar nu de aia am emoții, ci de faptul că mă leagă în mod deosebit ceva de localitatea noastră, de Moinești, și mă consider în sufletul meu parte a Moineștiului, pentru că aici mi-am completat o parte din, să zic, umilele mele cunoștințe în administrația publică, alături de Fiorel, alături de Valentin și de o parte din dumneavoastră. Și am să vă fac câteva destăinuiri. În 2013 munceam în administrația publică de la Moinești. Aici, în această sală, am început împreună cu primarul de la acea vreme și viceprimarul modernizarea a ceea ce vedeți dumneavoastră aici, astăzi aici. Era un morman mare de mizerii, de gunoaie și puțin credeau că din acea clădire, care era într-o stare destul de avansată de degradare, putem face ceva atât de frumos. Am făcut această precizare să înțelegeți că toți putem, prin contribuția noastră, să schimbăm lucrurile în bine. Indiferent dacă astăzi sunteți de o parte sau de alta a administrației publice locale, că sunteți la putere sau în opoziție, folosindu-ne mințile noastre pe care Dumnezeu ni le-a dat, putem schimba în bine comunitățile pe care le reprezentăm. Mă bucur tare mult că am fost alături astăzi de dumneavoastră, că am trăit emoțiile depunerii jurământului și sunt convins că de mâine vom face împreună administrație pentru oameni. Cred, din punctul meu de vedere, că cel mai important în administrație este să fim serioși, să ne ținem coloana vertebrală dreaptă și să nu uităm că scopul nostru este de a munci în folosul și pentru oameni. Doresc succes echipei, domnului primar, sunt convins că lucrurile vor merge așa cum și le-a programat. Mulțumesc și domnilor senatori că ne sprijină, pentru că, să știți, voință avem noi cei care decidem la un moment sau altul pentru comunitățile noastre, dar fără sprijin mai de sus ne este destul de greu. Sper că împreună să facem nu doar Moineștiu, nu doar Dărmăneștiu sau Slănicu sau Comăneștiu, localități frumoase, ci să vorbim închegat și integrat de zona Văii Trotușului, de zona Văii Taslăului, de Bacău și, de ce nu, de România, așa cum cred că merită oamenii. Mulțumesc tuturor, succes încă o dată și Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate. Mulțumim, domnule primar. O să-i dau cuvântul domnului primar Gheorghe Boaciu, primarul orașului Moldova, un primar care se consideră calificat la locul de muncă. O să vă spună dumneavoastră de ce. Bună ziua, bună ziua. Mulțumesc că n-am ratat ocazia să iau cuvântul nici de data asta, domnul prefect. Mă bucur că sunt astăzi aici așa de frumoși și selecți. Aș vrea să vă felicit în primul rând pentru ceea ce ați realizat în mandatul precedent. Da, calificarea mea la locul de muncă, îmi place să spun, de fapt l-am spus colegilor mei din primărie prima dată, că după ce voi fi investit a doua oară, nu o să mai intru în primărie un primar necalificat, pentru că m-am calificat la locul de muncă. Calificarea mea de 4 ani și 4 luni la locul de muncă a fost foarte importantă, pentru că al doilea mandat, desigur, o să-l abordez total diferit și, bineînțeles, folosind experiența din primul mandat. Experiența din primul mandat este dobândită și datorită dumneavoastră, domnule senator Fiorel Ilie, domnule primar Valentin Vieru, domnule Toma Constantin, și aceste proiecte pe care noi le-am pornit de solidaritate de zonă, împreună cu primarul și locul de la Târgu Ocna și alți primari din zona noastră, reprezintă doar un început, pentru că noi credem în potențialul nostru economic pe zona de turism. Desigur că Slănic Moldova este perla Moldovei și va fi din ce în ce mai șlefuită această perlă, dar nu vom putea face nimic sau face
foarte puțin dacă nu integrăm toate facetățile din zonă. Mă bucur că toți primarii au cuplat la turism, la turismul medical și sunt proiecte frumoase în acest sens, proiecte pornite deja și mă bucur că echipa care astăzi pornește la drum are garanția continuității. Cred foarte mult în proiectul de zonă. Îl salut și pe domnul primar al municipiului Onești. Mă bucur că este astăzi aici și îl invit să vină în Asociația Mompesa să facem proiecte împreună, pentru că turistul nostru nu trebuie să cunoască granițele localităților. Turistul vine și trebuie să aibă cât mai multe facilități. Nu de puține ori. Turiști de la Sălin Moldova, cetățeni de la Sălin Moldova au venit aici la spectacole, la acest frumos cinematograf, frumoasă sală de spectacole de altfel. Și vă felicit încă o dată pentru tot ce ați realizat. Vă asigur de tot suportul meu, de colaborarea orașului Sălin Moldova cu fiecare dintre localitățile Văii Trotușului și cred că împreună vom realiza mai mult. Aș vrea să adaug, să subliniez că, într-adevăr, trebuie să creștem ca și calitate de relaționare interumană, să creștem ca și dorință, ca și inițiativă, ca și implicare în bunul mers al comunității. Nu s-a terminat campania electorală, nu mai contează atât de mult culoarea politică, contează proiectele pe care noi le facem. Pentru că misiunea noastră este nu aia să facem politică, ci aia să lăsăm ceva în urmă. Vă doresc mult succes, vă felicit încă o dată, sănătate și tot ce vă doriți să se îndeplinească. La mulți ani! Mulțumim, domnule primar, că nu ați ratat nici de data aceasta ocazia să vă ascultă, dar pentru că vorbim de comunitate, vorbim de invitația pe care tocmai ați lansat-o și vorbim de tot ceea ce înseamnă această zonă, salutăm prezența alături de noi a domnului primar Laurențiu Nechină, este vorba de primarul ales al municipiului Onești și rugăm să ne împărtășească câteva dintre ideile sale. Bine v-am găsit. Pe mine mă leagă foarte multe de localitatea dumneavoastră, pentru că eu, înainte de a fi primar, sunt om de afaceri. Probabil că dintre dumneavoastră știți cu ce mă ocup și ce activitate desfășor în municipiul dumneavoastră. Voi fi foarte scurt, vreau doar să vă urez un mandat fructuos și să vă îndepliniți toate obiectivele care vi le-ați propus. Mult succes! Scurt, concis la obiect și acestea fiind spuse, o să-l invit să ne vorbească pe domnul primar, Valentin Vieru, primarul dumneavoastră, și să ne împărtășească și dumnealui câteva dintre gândurile care l-au mânat pentru cel de-al doilea mandat. Vă rugăm, domnule primar. Mulțumesc, domnule prefect, pentru că am distanța față de cel mai apropiat de mine. O să-mi dau masca jos. Să mă recunoașteți, să fiți sigur că eu sunt cel care vă vorbesc acum. Aș vrea să salut prezența aici la Moinești a invitaților noștri, a domnului prefect, a domnilor senatori Viorel Ilie și domnului Daniel Fenechiu, să salut prezența primarilor de la Dărmănești, primarului de la Slănic Moldova, primari care au reconfirmat și iată, astăzi încep noul mandat, al primarului ales, domnul Laurențiu Nechină de la Onești, să salut prezența doamnei judecător, doamnei Bațilea Carmen și a doamnei vicepreședinte a Biroului Electoral, Andrei Georgiana. Să-i salut pe consilierii care astăzi încheie mandatul și consilierii noi, preacucernicii părinți și să le mulțumesc pentru că au adresat o frumoasă slujbă. Să-i salut pe reprezentanții și conducătorii instituțiilor publice din municipiul Moinești, Spitalul Municipal, Poliție, Jandarmi, Pompieri, școli, să salut prezența unor conducători ai instituțiilor deconcentrate de la nivelul județului Bacău, domnul Florin Ilieș, aici directorul de la Agenția de Mediu și domnul Ciumete de la
direcția de poștă, și a doamnei Mihaela Franț, inspector școlar la Inspectoratul Școlar Bacău. Să-i salut și pe colegii mei, dar nu în ultimul rând pe dumneavoastră, cei care astăzi sunteți prezenți aici, dar să-i salut și pe toți moineștenii. Indiferent dacă m-au votat sau nu, e sigur că sunt primarul lor și voi fi și în continuare. Dar înainte de a începe să vă spun despre realizările din mandatul în care se încheie, o să vă rog să mă suportați câteva minute, sunt primarul dumneavoastră și cred că nu o să vă plictisesc, și să enunț câteva cuvinte pe care le-a adresat națiunii în 1920, cel mai mare liberal al națiunii române, și anume I.C. Brătianu. Cei mai mulți își închipuie că politica e un fel de distracție cu foloase și onoruri. Politica e ceva grav, grav de tot. Ai în mâna ta viața și viitorul țării tale. Cred că sunt cuvinte mari acestea și le pot aduce în discuție și aici, la nivel local, pentru că, într-adevăr, ca și primar, pot spune că ai în mâna ta viața și viitorul localității pe care o păstorești. De aceea spuneam mai devreme că vreau să fiu primarul tuturor și sunt, am fost în mandatele trecute de viceprimar, de primar interimar și primar ales, primarul tuturor, sunt primarul care am ușa deschisă permanent. Puțin primar din țară, poate ați găsit să țină ușa deschisă la intrare, pentru ca orice cetățean care are de rezolvat o problemă să nu facă anticamera la ușa primarului, să nu aștepte, crezând că în biroul primarului se desfășoară altceva, se bea cafea, se stă la discuții personale. Nu, să vadă că la primăria mâine se muncește și cred că acest lucru l-ați constatat dumneavoastră cu toții care ați avut de rezolvat ceva la primăria municipiului Moinești. Am depus a cincea oară acest jurământ în fața Consiliului Local. Dar spun bine a cincea oară, pentru că știți că am avut două mandate întregi de viceprimar, și unul de jumătate de an de viceprimar, așadar de trei ori jurământul și acum a doua oară în calitate de primar ales. Am respectat și respect acest jurământ, acest lucru îl veți constata și dumneavoastră, pentru că așa cum spuneau și colegii mei primari în cuvântul dumnealor, nu avem altceva de făcut în calitate de primar decât să muncim pentru bunăstarea cetățenilor pe care îi reprezentăm. În speță, eu pentru bunăstarea cetățenilor municipiului Moinești, dar nu numai a lor, pentru că știți cu toții că am realizat o asociație aici, în jurul municipiului Moinești, Mompesa, unde sunt 8 localități și ne dorim cu toții să dezvoltăm această zonă din punct de vedere turistic și acest lucru se conturează pe zi ce trece și pot spune că e o contribuție deosebită a primarilor, stațiune deja consacrate Slănic, Târgovna, a primarilor de la Dărmănești, Măgirești, Zemeș, Târgovna, Dofteana și mai nou al Comunei Iasău. Astăzi s-a încheiat un mandat. Un mandat care, vă spun că n-a fost ușor. De ce n-a fost ușor? Că au fost destule probleme evite, probleme pentru care a trebuit implicare deosebită. Drumuri la capitală, drumuri la ADR, la Iași, la Bacău, nu mai spun, plecați la 4 dimineața, pe ceață, pe vânt, pe ploaie, chiar și fără șofer, pentru a ajunge la timp să ne punem în practică proiectele pe care ne dorim să le realizăm aici cu sprijinul celor de la instituțiile centrale. Nu poți face doar din bugetul local, din veniturile pe care le încasezi de la populație, să realizezi infrastructură de străzi, să termine această clădire, cum îi spun toți, bază de tratament și hotel, să realizezi calitate în învățământ, în sănătate. Nu poți dacă nu accesezi fonduri europene și niciodată să nu credeți vreodată că fondurile europene trebuie să te duci la Bruxelles să le aduci. Nu. Aceste fonduri se accesează din birourile primăriei. Cu efortul și munca aparatului de lucru al primarului, cu efortul consilierilor locali, care în mandatul ce s-a încheiat n-a acordat niciun vot împotriva hotărârilor pe care le-am inițiat. Este un lucru mare și cred că unicat în
în zona noastră, chiar și în țară, poate, ca un număr atât de mare de hotărâri să fie votate cu unanimitate. Sunt primării în jurul nostru care, la care durează ședința câteva ore. Pentru că am venit cu proiecte viabile, proiecte constructive pentru comunitatea noastră, iată că nu am primit un vot negativ, indiferent de culoarea politică a consilierilor locale. Vă spuneam de drumurile spre București. Da, acolo am fost întâmpinat mereu de domnul senator Viorel Ilie, de domnul senator Daniel Fenechiu, de domnul deputat Ionel Palăr. Mi-au fost aproape, cred că vor fi în continuare, pentru că fără sprijin, vă spuneam, nu pot să realiza obiectivele pe care ți le-ai propus. Vă spuneam de un mandat greu, am început cu o criză a deșeurilor. Am trecut, am rezolvat-o, iată, astăzi municipiul Moinești nu mai este dator. Funcționează acest serviciu cu un operator regional. Mai e de lucru la mentalitatea cetățenilor să începem să colectăm selectiv, dar cred că vom reuși în acest mandat să facem și acest lucru, să reducem cantitățile și taxa poate scădea, dar și orașul să arate mai curat. Au venit acele inundații din 2018. Eram la scara avionului. Mă scuzați. M-am întors, am rezolvat acea criză. A venit această pandemie. Grea pentru toți. Ușor, ușor încercăm să rezolvăm problemele, să nu devenim și noi un oraș COVID, așa cum sunt alte orașe din țară, din lume. Chiar vreau să menționez aici că procentul de îmbolnăvire la Moinești este de 0,84 și aici în sală este permis să avem astfel de evenimente, să ruleze filme, să aibă loc piese de teatru, într-un procent de 50%. După cum vedeți, astăzi nu suntem mai mult de 50%, așadar nu trebuie să ne facem probleme că nu am respectat legea. Pe lângă problemele evite, în mandatul ce se încheie astăzi, putem spune că încheiem un mandat bun, un mandat cu realizări, chiar neașteptate și pentru mine. La începutul mandatului nu erau axe de finanțare. Ne întrebam cu toții, mai e puțin până în 2017, până să termină perioada de finanțare 2014-2020. Și suntem în 2017 și nu apărea niciun ghid. Au apărut ghiduri, am scris proiecte și iată, astăzi avem în derulare 31 de milioane de euro. Pentru municipiul Moinești vă spun că e o sumă mare. Nu are municipiul Bacău și Onești la un loc proiecte în desfășurare cât are municipiul Moinești acum. Proiecte pe educație. Am axat întotdeauna pregătirea copiilor, pentru că am spus-o și chiar dacă mă repet, cea mai mare investiție în viața unui om sunt copiii. Trebuie să le creăm condiții și aceste condiții iau contur în municipiul Moinești. Vedeți liceele din municipiul Moinești, vedeți școlile, o grădiniță nouă, vedeți bazele sportive, vedeți tot ceea ce am făcut pentru ca ai noștri copii să aibă condiții să urmeze cursul vieții lor, să meargă la studii și într-o zi să se întoarcă aici la Moinești, să continue ceea ce noi am început aici la primărie, la spital, la școală și în privat, pentru că e nevoie și în privat, pentru că degeaba vrem să dezvoltăm partea publică dacă nu există și privatul. De asemenea, am realizat proiecte în infrastructură. Vă spuneam neașteptat. Când am preluat mandatul, în Moinești erau 59 de străzi neasfaltate. Astăzi am încheiat a 39-a stradă asfaltată. Un lucru mare pentru localitatea noastră. Un lucru pe care toți cetățenii îl doresc și vă spun că oriunde am mers în campanie, oriunde am mers de-a lungul mandatului, dorința cea mai mare a cetățenilor este canalizarea, apa, acolo unde mai sunt probleme și, nu în ultimul rând, asfaltările, parcările din jurul blocurilor. Vă spun că astea sunt cele mai apreciate acum, pentru că trăim într-un secol când lumea circulă, a circulat până la acest moment mai mult, vă spuneam că pandemia a împiedicat unele lucruri, dar a văzut în lume localități dezvoltate, în țară localități dezvoltate și cel mai mult își doresc aceste străzi asfaltate. Și dacă într-un mandat
Am reușit să asfaltăm 39, cu siguranță cele 20 vor fi asfaltate în acest mandat. Ia sigur pe cetățenii municipiului Măinești că voi face tot ce stă în putere să rezolv și acest lucru de care avem atâta nevoie. Am încheiat parteneriate cu Direcția de Asistență Socială, pot spune, Bacău, realizăm acele locuințe, realizăm un centru social. Întotdeauna am venit în sprijinul cetățenilor cu tichete sociale, am distribuit ajutoarele de la Uniunea Europeană, am avut grijă și de această parte a locuitorilor, mai puțin avută, să spun așa, și trebuie să îi ajutăm și pe ei, pentru că și ei sunt cetățeni ai municipiului Măinești. De asemenea, am avut în atenție dezvoltarea turismului prin Monfesa, dar nu în ultimul rând un lucru istoric pentru municipiul Măinești. S-a emis o hotărâre de guvern, în acest an s-a emis hotărârea de guvern după demersuri în timp, demersuri care au durat un an de zile până s-a emis hotărârea de guvern, de la emiterea hotărârii Consiliului Local, de preluare a acestei clădiri, a parte din această clădire, să realizăm o secție sanatorială balneară. Sunt sigur că voi realiza parte din acest proiect, din acest mandat, cu sprijinul Ministerului Sănătății, cu sprijinul Institutului Național de Recuperare Balneo, institut care ne este alături și chiar zilele trecute m-a sunat reprezentantul unei echipe de la această instituție pentru a ne deplasa pe data de 4 noiembrie la discuție, pentru că se apropie de finalul realizării DALI-ului, a proiectului tehnic, înainte de proiectul tehnic este acest DALI, și să discutăm amănuntele pentru a îl finaliza și a trece la pasul următor, la proiectul tehnic. De asemenea, tot din această clădire face parte și acel corp B, care este dat în administrare la Agenția Națională de Locuințe pentru a se transforma în locuințe pentru cei din sănătate, de la brancardier până la medici, pentru că dacă vrem calitate în spital, dacă vrem să realizăm această secție sanatorială, trebuie să asigurăm și condiții de locuit celor care vor veni să lucreze în acest domeniu. Un alt lucru important l-am realizat, asfaltarea drumului național, cu sprijinul domnului senator Viorel Ilie, cu sprijinul ministrului transporturilor. Vă spun că în două luni de la solicitare, drumul a fost asfaltat. N-aș mai aminti din ce cauză n-a fost, pentru că suntem la o ședință solemnă și să amintim doar lucrurile bune. Trecem în mandatul următor. Un mandat în care ne propunem multe. Un mandat în care sunt sigur că voi avea sprijinul celor de la București, de la guvern, pentru că într-un timp atât de scurt de când este acest guvern, am primit și cofinanțări, am primit și proiecte noi. Și vă spun, de la Compania Națională de Investiții, este o piață în cartierul Lucăcești, pe fostul stadion, o piață tip bazar, 20 de miliarde. Pot să amintesc aici că și bazinul de nord se află pe masa Ministrului Dezvoltării pentru a fi semnat ordinul de ministru și urmează realizarea proiectului tehnic. Pentru solicit în continuare să realizăm și acea bază sportivă, pentru că e nevoie și de sport în municipiul Măinești. Sunt sigur că va fi asigurat sprijinul de la București, pentru că și eu voi pune umărul ca guvernul să se mențină și să realizeze lucruri importante. Am realizat și evenimente într-o proporție mai puțină în finalul acestui mandat, datorită pandemiei, cum vă spuneam, dar au avut loc an de an evenimente în baza unui calendar, evenimente culturale, sportive, știți cu toții, Raliul Moldovei, care va avea loc și în acest an sâmbătă, mâine, adică începând cu ora 9, vă invit pe toți să luăm parte, va fi standul aici în centrul orașului și competițiile pe deal la Vermes și pe deal la în schelă, mountain bike-ul, am realizat evenimente culturale, zilele municipiului Măinești într-un alt format aici, în centrul orașului, fără acea sărbătoare câmpenească la stadion, doar cu evenimente, și știți că a fost centenarul în 2018 și am realizat acel monument din centrul orașului, am realizat un monument și acum de curând în cartierul Hangani.
Pe lângă zilele orașului au avut loc fiecare an festivalul Tristan Țara, a avut loc festivalul Vis de Stea dedicat copiilor. Iată evenimente care aduc plus valoare municipiului Moinești și a fost vizitat de cetățeni nu numai din România, ci din toată lumea atunci când a fost festivalul Tristan Țara sau când am avut alte evenimente. În mandatul care începe, trebuie să continuăm în primul rând proiectele pe care le-am inițiat, care sunt în derulare, dar și proiectele noi. Am inițiat un proiect pe mobilitate urbană, de altfel cel mai mare la nivelul ADR Nord-Est. ADR Nord-Est format din 6 județe. Nici o localitate nu are un asemenea proiect din ADR Nord-Est, doar municipiul Moinești, un proiect de 15 milioane de euro, care chiar zilele trecute am avut o întâlnire cu proiectanții, urmează să realizăm caietul de sarcini pentru a începe execuția și a stabili executantul, urmează licitația pentru a stabili executantul, un proiect în care se realizează multe în municipiul Moinești, un proiect care va schimba fața municipiului Moinești, un proiect prin care se vor realiza parcările și aleile din incintele de blocuri, cu pavaje, borduri, bănci, iluminat ornamental, infrastructură rutieră pe toate străzile din zona urbană și chiar și cea de Lucăcești, Mihai Eminescu, George Coșlu, Capitan Zăgănescu, Oituz, trotuare noi, piste de biciclete, sistem de supraveghere, iluminat public, un iluminat ornamental pe zona centrală, un canivou reprezintă acele tuburi pentru îngroparea caburilor care sunt astăzi aeriene pe stâlpi. Deci sunt sigur că acest proiect va schimba fața orașului, așa cum vă spuneam, și că ne va da mult de lucru în mandatul ce urmează, pentru că nu e un proiect ușor, și pentru că se deschid axele de finanțare pentru 2021-2027, am aflat prin colegii mei de la Serviciul Proiecte că urmează cheltuirea unor bani care nu s-au cheltuit în sesiunea până în 2020. Ne apropiem de sfârșitul anului și atunci acești bani au fost dirijați pentru a realiza studii de fezabilitate și proiecte tehnice pentru perioada următoare. Am și pus pe hârtie 5 proiecte și m-am deplasat împreună cu dumnealor la ADR Nord-Est, la domnul Asandi. L-am surprins, pentru că nici nu venise hârtia de la București pentru a distribui banii și eu eram deja în biroul dumnealui, dar mi-a spus că se aștepta la acest lucru din partea mea. Așadar, perseverența și insistențele mele uneori sunt plictisitoare pentru cei interlocutori la care mă adresez, dar cred că așa reușesc să realizez lucrurile, așa cum și unii conducători ai instituțiilor publice de aici în oraș vin la mine, insistă și chiar rezolvă problema prin insistența dumnealor. Vă spuneam de 5 proiecte, doar unul vreau să vă menționez acum, cel de a continua mobilitatea, de a începe dinspre Bacău, lărgirea drumului național, de a realiza un sens giratoriu definitiv acolo, de a realiza trotuare, ape și preluare de ape pluviale de la Găzărie până la Vermești, de a repara cele 3 poduri de pe drum național, de la Găzărie, de la Gară și de pe Luncă, de a realiza o nouă pistă de biciclete de la Avion și până la sensul giratoriu pe strada atelierilor și de a realiza o pasarelă peste Gara Moinești, deoarece toți cetățenii care locuiesc în cartierele Micleasca, Obor, Măgurii nu au pe unde ajunge în oraș și cred că e un proiect care vine în completare. Deja am și conturat o valoare a acestui proiect, este în jur de 8 milioane de euro. Trebuie să mulțumesc Consiliului Local care astăzi își încheie mandatul. Vă spuneam că încheie un mandat în care au contribuția dumneavoastră. Au contribuție pentru că nu s-au opus proiectelor de hotărâre. Dacă se opuneau, poate uneori nu aș fi realizat ceea ce îmi propuneam, dar o majoritate în Consiliul Local, un proiect inițiat valoros, întotdeauna trebuie să aibă trecere. Acest lucru îi rog și pe consilierii noi, care astăzi își încep mandatul, să trecem politica în planul 2, să trecem administrația în planul 1, pentru că numai așa, și punctez, numai așa, putem realiza noi proiecte, putem să le definitivăm pe cele care le-am început. Îi aștept pe domnii consilieri, indiferent de culoarea politică, nu numai la ședința de Consiliu Local, în orice moment al zilei,
în orice loc unde mă solicită, pentru a pune în practică și ideile dumnealor, pentru că orice idee, dacă considerăm că este bună, o voi propune Consiliul Local și o vom duce la îndeplinire, pentru că numai în echipă putem realiza lucruri bune în municipiul Moinești. De asemenea, să mulțumesc executivului primăriei. Să știți că un primar nu poate realiza singur ceea ce își propune. Aparatul de lucru a primarului trebuie să fie pregătit, trebuie să fie un aparat profesionist și acest lucru l-au dovedit colegii mei. Uneori, cred că unii mă suportă mai greu. Nimeni nu-i perfect. Așa că îi rog să fie parteneri în continuare, să ducem la îndeplinire ceea ce ne-am propus, că fără ei, de unul singur, n-aș putea acest lucru. De asemenea, să mulțumesc domnului senator Viorel Ilie pentru sprijinul ca și ministru, ca și parlamentar, domnului senator Daniel Fenechiu. Vă spun că am stat pe capul lor la București, s-a văzut acest lucru. De altfel, noi suntem o echipă de prin 2008 cu domnul senator. Nu ne-am dezis niciodată unul de altul și nici în continuare nu vom face acest lucru, ci vom face o echipă pentru a construi. Trebuie să mulțumesc în mod special din executiv domnului viceprimar. Ați auzit cât de frumos a spus că din calitatea de profesor a venit la primărie neștiind ce-l așteaptă. A constatat pe parcurs și aici mă întorc la cuvintele domnului Baciu, că s-a calificat și dumnealui la locul de muncă, domnul viceprimar. Pot spune că e un om cu o decență deosebită, cu un caracter deosebit. Un om care niciodată n-a răspuns, chiar dacă eram într-o situație mai nervoasă, chiar dacă eram nemulțumit de ceva, întotdeauna a luat legătura cu cei din aparatul de lucru, de la direcțiile de care răspunde, direcțiile de utilități publice, domeniul public, situații de urgență. Necontenit a ajuns la fața locului, acolo unde era nevoie, n-a mai fost nevoie să repet a doua oară, întotdeauna cu agenda la dumnealui, cu două pixuri, unul albastru, unul roșu, notează, reportează ce nu se rezolvă și rezolvă. Îi mulțumesc pentru toată implicarea. În ședința următoare vom decide și noul viceprimar. Mai sunt discuții încă, toate la timpul lor, așa cum spun eu uneori. Să-i mulțumesc și doamnei secretar, pentru că legalitatea din primărie nu poate fi adusă la cunoștință, nu poate fi implementată decât cu sprijinul secretarului și aici vreau să-i mulțumesc public pentru că este un funcționar public, un funcționar public competent și mese de ajutor. Mulțumesc, doamna Dârlău. De asemenea, să mulțumesc instituțiilor publice. Eu adresez niște mulțumiri acum, de fapt, pentru mandatul ce se încheie, că pentru viitor vă urez succes, să știți, și să-mi fiți alături. nu se termină aici nimic. Dar trebuie să mulțumesc pentru mandatul ce se încheie, să nu considere cineva altceva. Să mulțumesc celor de la instituțiile de învățământ prezente astăzi aici, care sunt niște colaboratori apropiați. Și pentru că au șantiere în toate școlile, știți cât de greu a fost să începem anul școlar în condiții pe codul verde, pentru că toți copiii au mers la școală în prima zi. Pe parcurs au mai avut probleme, le gestionăm împreună și vă mulțumesc pentru acest lucru. Să mulțumesc instituțiilor de ordine publică, prezenți aici șefii instituțiilor de la jandarmerie, pompieri, poliție locală, pentru că sunt cei care asigură ordinea, sunt cei care asigură ca evenimentele care se desfășoară în municipiul Moinești să nu denatureze, sunt cei care ne sunt alături permanent și le mulțumesc. Să mulțumesc de asemenea agenților economici din municipiul Moinești, parte din ei prezenți astăzi aici, pentru că vă spuneam că fără dezvoltarea domeniului privat nu ar putea funcționa cel public. Mulți spun, și o spun și în campania electorală, că ei fac locuri de muncă. Mulți spun că e necesar noi locuri de muncă în municipiul, sunt necesare noi locuri de muncă în municipiul Moinești. Și eu spun același lucru. Dar
Ne dorim să atragem investitori, ne dorim să ne vină copiii acasă, ne dorim să aducem pe cei care au plecat la studii să vină să deschidă o afacere la Moinești. Sunt sigur că cu sprijinul celor de la Ministerul Dezvoltării care lansează axe de finanțare, să încerce o afacere la Moinești, să o dezvolte, să-i primim pe cei care, oameni de afaceri cu afaceri mari. Prin realizarea acestei autostrăzi a 13, care trece prin apropierea municipiului Moinești, prin finalizarea aeroportului de, Bacău, de la Bacău, pentru că de multe ori când au venit la Moinești s-au întrebat unde este aeroportul, unde este autostrada, constatând că nu e cel mai aproape nici aeroportul, nici autostrada, au plecat și nu s-au mai întors. Prin aceste lucruri sper să revină la Moinești, să vină și alții noi, să dezvolte și cei care sunt astăzi și au firme în municipiul Moinești și sunt câțiva care sprijină realizarea bugetului local. Le mulțumesc pentru acest lucru și sunt sigur că ne vor fi în continuare alături. Să amintesc și câteva lucruri despre buget. Pot spune că în anul 2019 am realizat bugetul de dezvoltare în proporție de 46%. E un procent mare. Pentru că am avut și în 2017 o dezvoltare, dar mult diminuată, în valoare de 13%. Pentru că vă spuneam că atunci nu pornise proiectele, nici cele europene, nici locale nu aveam, pentru că aveam probleme cu deșeurile, cu inundațiile. Dar iată astăzi 46% în 2019 și sunt sigur că va fi mai mare în 2020, pentru că a început aceste finanțări cu fonduri europene. Cuprins de emoții, trebuie să mulțumesc și familiei mele. Părinților aici prezenți, familiei unite, așa cum spun eu, scuzați. Copiilor soției mele, care sunt mereu alături, cred că cel mai des lucru facem, reîncălzește mâncarea. Da. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor. Vă asigur de tot ceea ce îmi stă în putere să realizez ceea ce mi-am propus în acest mandat și vă asigur că cariera mea politică și administrativă nu se va termina curând. Mulțumesc! Succes tuturor, succes Consiliului Local Noului Ales, succes primarilor alături de mine. Mulțumesc tuturor! Mulțumim, domnule primar! Este momentul să ne apropiem de finalul acestei ședințe solemne. Nu însă înainte de a vă adăuga și eu câteva dintre gândurile, dintre ideile pe care le avem de la instituția prefectului alături de cele ale antevorbitorilor mei. A fost o zi foarte emoționantă aici la Moinești. Am văzut oameni cu părul alb care au tremurat atunci când au rostit jurământul și au toate motivele să facă acest lucru. Pentru că în fața lor se întinde un mandat de 4 ani care nu are cum să fie ușor dacă ținem cont de responsabilitatea pe care cei care au depus astăzi jurământul au față de comunitatea din municipiul Moinești. Este un mandat care începe într-o perioadă dificilă, nu doar pentru municipiul Moinești, nu doar pentru județul Bacău, nu doar pentru România, ci pentru întreaga lume. Așa cum l-ați văzut pe domnul primar, amintind despre acest flagel care a cuprins planeta noastră, trebuie să avem grijă foarte, foarte mare la măsurile de siguranță sanitară. Dar acest lucru nu trebuie să ne împiedice să ne dedicăm muncii. Iar această muncă trebuie să fie făcută în primul rând și în primul rând, în cazul aișilor locali, mă refer aici, din convingerea că ceea ce fac ei în fiecare zi, fac înspre folosul comunității dumneavoastră. Îmi place o formulă pe care am întâlnit-o în dreptul american. Dumneavoastră sunteți cei care sunteți aleși de popor, pentru popor, dar și din popor. Iar acest lucru ar trebui să vă ajute să cunoașteți tot ceea ce înseamnă municipiul Moinești, cu toată viața de zi de zi,
cu toate suferințele, cu toate nevoile, cu toate aspirațiile acestor locuitori din acest municipiu. Nu este ușor. De aceea vă îndemn ca, după ce vă veți liniști, după ce emoțiile se vor fi risipit, să vă întoarceți acolo unde vă este locul, în sala de consiliu, și să începeți să puneți pe hârtie idei, iar pe baza lor să organizați dezbateri, dar dezbateri autentice. Și când vorbesc despre dezbateri autentice, mă refer nu la acele dezbateri care au în spate un mesaj politic, ci la acele dezbateri care au în spate interesul populației și în față au viitorul comunității dumneavoastră. Va fi nevoie de proiecte, va fi nevoie de obiective clar definite și mai ales, dacă vreți să vă dezvoltați așa cum trebuie, trebuie să vă gândiți pentru viitor, nu doar ceea ce ține de mandatul dumneavoastră de 4 ani, ci de un viitor mai îndelungat. 5, 10, 15, poate chiar mai mulți ani. Trebuie să aveți obiective pentru fiecare din aceste etape temporale. Nu trebuie să vă fie frică să vă fixați obiective îndrăznețe. Este important să țintiți cât mai sus, pentru că în felul acesta veți ajunge mai sus. Dacă veți alerga alături de sportivi de top, să spunem atleți care au câștigat titlul olimpic, cu siguranță nu-i veți bate niciodată. Dar dacă vă veți uita la performanțele dumneavoastră de zi cu zi, veți vedea că în compania lor ele se vor îmbunătăți considerabil. Mai mult dacă s-ar desfășura acest exercițiu alături de cei care sunt cam la același nivel cu dumneavoastră în ceea ce privește performanța sportivă. Vă spun acest lucru nu pentru a vă descuraja, ci pentru a vă încuraja să vă alegeți modele dintre comunitățile pe care le considerați dumneavoastră dezvoltate într-un domeniu sau altul. Trebuie să învățați cum au făcut ei de a ajuns unde sunt acum și să încercați să replicați și dumneavoastră. Deci spuneam că este nevoie de dezbatere. O dezbatere care să fie autentică, o dezbatere care să se bazeze pe argumente, iar în momentul în care ceea ce am propus noi nu este atât de bun ca ceea ce a propus colegul nostru, să avem curajul și mai ales responsabilitatea să recunoaștem acest lucru și să-i dăm votul celui care are o idee mai bună. Domnul primar a făcut un lucru extraordinar. V-am mulțumit pentru modul în care dumneavoastră ați înțeles până în acest moment că ceea ce se propune în Consiliul Local nu trebuie să aparțină nici ca paternitatea ideii, nici ca o execuție unui consilier sau unui partid politic. Nu, ci trebuie să aparțină Consiliului Moinești și trebuie să fie rezultatul pentru comunitatea de la Moinești. Mai mult decât atât, trebuie să vă felicit pentru că v-ați asumat această responsabilitate de care tocmai am vorbit, și să îi încurajez pe cei de lângă dumneavoastră, în primul rând familia și, bineînțeles, prietenii și cunoștințele care v-au sprijinit și care v-au înțeles și care v-au încurajat să acceptați această provocare de a fi consilieri locali. Așa cum v-am spus, nu este ușor, dar în același timp nu este nici imposibil. Pentru că orice lucru care merită cu adevărat să fie realizat, sigur are provocările lui. Dar aceste provocări, din punctul meu de vedere, sunt făcute tocmai pentru a ne întări și a le depăși. Un proverb evreiesc spune că atunci când avem o problemă care se rezolvă cu bani, nu mai vorbim de o problemă, vorbim de o cheltuială. Iar această cheltuială trebuie finanțată de undeva. Am auzit un lucru extraordinar. Am stat de vorbă cu domnul senator Viorel Ilie și am cerut lămurire atunci când domnul primar a vorbit de 46% din bugetul pe anul 2019. Și am înțeles că atunci când el și-a început mandatul, bugetul pentru dezvoltare era de doar 13%. Și treptat a ajuns la 46% și acum domnul primar își dorește să îl ducă dincolo de această cifră. Este un lucru extraordinar. Să aveți aproape 50% din bugetul dumneavoastră local alocat dezvoltării dumneavoastră. Mai mult decât atât, proiectele europene despre care s-a vorbit aici sunt într-adevăr o sursă foarte, foarte importantă de a aduce finanțare în municipiul dumneavoastră.
nu trebuie să abandonați această practică, ci eu vă încurajez să o împărtășiți și celor care vor veni să vă ceară ajutorul. Iar toți cei care vor veni la instituția prefectului, cel puțin în timpul mandatului meu, și vor cere ajutor, să fiți siguri că o să-i îndrum și către dumneavoastră. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult ce am auzit și la Dărmănești și ce am auzit și aici despre relația dintre comunitatea locală și comunitatea centrală. Și aici vreau să le mulțumesc în numele județului Bacău celor doi senatori, domnului Viorel Ilie și domnului Daniel Felichiu, pentru ajutorul pe care l-au dat comunităților de aici, de la noi din Bacău. Nu este foarte simplu să te bați cu 40 de județe din țară care doresc să-și promoveze interesele la nivel de București. Nu este ușor să susțin un proiect cu argumente valide, în așa fel încât el să intre sau să facă obiectul unei hotărâri de guvern, așa cum a zis domnul primar mai devreme. A fost într-adevăr o muncă care s-a conturat pe parcursul unui an, dar în același timp o muncă prin care s-au pus bazele dezvoltării dumneavoastră ca și comunitate. Iar acest lucru trebuie să vă dea de gândit și mai mult decât atât trebuie să vă responsabilizeze. Pentru că dacă ați putut face ceea ce s-a făcut până acum sub bagheta domnului primar Vieru, ar trebui să faceți și mai mult de acum în continuare. Standardul de la care plecați în acest mandat nu mai este cel de acum câțiva ani. Este unul mai ridicat, unul cu așteptări mult mai mari și vă încurajez ca de fiecare dată să vă aplicați asupra acestor așteptări ale locuitorilor din municipiul Moinești. De asemenea, vă încurajez să formați o echipă, atât în ceea ce privește Consiliul Local, cât și în ceea ce privește relația dintre Consiliul Local, primar și aparatul tehnic aflat la dispoziția primarului. Așa cum s-a vorbit mai devreme și achiesez la această idee, campania electorală s-a terminat. Mai este un hop pe data de 6 decembrie, dar după aceea avem aproape 4 ani în care nu mai avem evenimente electorale, sau cel puțin așa ne place nouă să cred. Iar acest lucru este un răgaz binevenit, pentru că în ultima perioadă am cam avut evenimente electorale cam la fiecare 2 ani, și cumva proiectele au fost tributare acestui ritm al scrutinurilor din România. Acum avem o perioadă de 4 ani în care sperăm să avem liniște, o perioadă în care dumneavoastră aveți răgazul să vă organizați, să vă stabiliți prioritățile și după aceea să acționați. Aveți deja practică, aveți deja cunoștințe în domeniu și, bineînțeles, știți acum la ce uși trebuie să fie bătut ca ele să se deschidă spre folosul comunității din Moinești. Și, într-adevăr, trebuie să ne uităm la fața orașului pe care eu l-am schimbat. Eu trec nu atât de des ca și dumneavoastră prin centrul Moineștiului, dar la un anumit număr de săptămâni revin. Și văd de fiecare dată cum se observă câte o schimbare. Iar acest lucru înseamnă dinamism, înseamnă dedicare și de aceea vă încurajez să sprijiniți pe domnul primar, să încercați să fiți o echipă alături de el și întotdeauna să aveți un respect deosebit pentru persoanele care lucrează în aparatul tehnic al primarului. Alături de domnul primar sunt oameni specialiști, oameni care s-au dedicat actului administrativ. Și vreau să vă spun că acum, să mă ierte domnul primar, cam din persoanele de sex bărbătesc care sunt în jurul lui, doar el este cu părul mai închis la culoare. Ceilalți au părul cam alb. Asta înseamnă că lupta nu este ușoară. Că ceea ce se întâmplă la primăria Moinești nu presupune numai clipe de zâmbet sau numai clipe de destindere, ci din contra este vorba de un proces administrativ care este foarte, foarte intens și un proces care presupune pasiune, dar în același timp presupune și multe idei contradictorii, multe dezbateri și multe, multe zvârniri până se găsește soluția cea mai potrivită. Iar acest lucru, iar vă spun din nou, trebuie să vă încurajeze, trebuie să vă ambiționeze. Sigur, nu o să puteți reuși foarte mult dacă veți fi de unii singuri. Și vă încurajez două lucruri.
în acest punct de, din acest punct de vedere. În primul rând, să încercați să fiți împreună în cadrul comunității de la Asociația Mimpesa, să vă lăgiți și să înțelegeți că tot ceea ce înseamnă granița administrativă, la un moment dat, atunci când vorbim de un interes comun, reprezintă doar niște linii trasate pe o hartă administrativă și nu niște bariere. Trebuie să depășiți granițele dumneavoastră ca și comunitate și să vă înfrățiți cu ceilalți pentru un obiectiv comun. Îmi place că a început acel proiect de la Asociația Mimpesa, un nucleu foarte bine conturat și ușor, ușor începe să se dezvolte, să atragă noi membri, pentru că lumea începe să înțeleagă că doar împreună avem șanse mai mari. Încercați să prindeți pește de unii singuri și veți vedea că oricât de performantă va fi undița dumneavoastră, nu veți obține același rezultat cu cei care vor pescui câte doi cel puțin la o plasă. Da? Deci de aceea vă încurajez să faceți acest exercițiu, să faceți acest efort și să puneți împreună resursele ca să vă bateți pentru un obiectiv mai mare. De asemenea, vă încurajez să păstrați aceeași relație extraordinară pe care o aveți cu autoritățile centrale. Fie prin cei doi corifei ai dumneavoastră, și îmi spun corifei nu pentru că vreau să spun cuvinte mari sau pentru că vreau să-i laud nejustificat, ci pentru că au făcut extraordinar de multe pentru dumneavoastră. Și de asemenea, vă încurajez să veniți și la instituția prefectului, pentru că această instituție nu este un dușman, nu este o barieră în calea dezvoltării dumneavoastră, ci este o instituție care vă îndrumă în primul rând și abia apoi vă controlează. Prin urmare, tot ceea ce aveți de spus, vă rugăm să veniți la noi și împreună cu colegii pe care i-am, vom folosi toată experiența și expertiza noastră să vă putem ajuta, iar după ce vom găsi cele mai bune soluții, vom ajuta să vă promovați ideile și proiectele pe care le aveți. Așa cum a zis domnul primar, l-am asigurat și pe domnul primar Toma de la Dărmănești, mă voi scula și eu împreună cu dumneavoastră sau cu reprezentanții dumneavoastră la ora 3, la ora 4, când va fi nevoie, indiferent de vremea de afară, și voi merge și eu la București sau unde va fi nevoie, ca să găsim soluții. Este foarte important acest lucru. Și nu uitați, tot ceea ce se întâmplă astăzi aici nu este decât un început al unui drum pe care eu mi-l doresc pentru comunitatea de la Moinești, foarte, foarte interesant. Pentru că un drum plictisitor ar fi acela în care peste 4 ani ne vom întâlni și vom vorbi de aceleași rezultate. Nu. Vreau să fie un drum foarte interesant, cu multe surprize plăcute pentru comunitatea dumneavoastră. Vreau ca cele 5 proiecte de care a amintit domnul primar să fie duse la îndeplinire până atunci. Vreau să colectați toți banii care nu s-au cheltuit la nivelul ADR Nord-Est. Și mai mult decât atât, vreau să veniți cu alte surprize pentru cei de acolo, în așa fel încât, peste câțiva ani, să vorbim despre Moinești ca despre o stațiune de interes local și poate național, despre un loc în care tradiția lui Tristan Țara s-a transformat într-un festival de renume internațional, de un loc unde tot ceea ce înseamnă Mimpesa a început și s-a dezvoltat și a atras pe lângă celelalte orașe un număr cât mai mare de turiști din străinătate și, bineînțeles, vreau să vorbim despre Moinești ca despre un oraș plin de viață, pe lângă care autostrada a 13 trece, iar aeroportul din Bacău este un punct în care vin și pleacă toți cei care vor să vină și să ia contact cu mediul de afaceri de aici, de la dumneavoastră. Vă felicit în continuare pentru alegerea pe care ați făcut-o, vă doresc succes, vă doresc să-i sprijiniți pe cei pe care tocmai i-am investit astăzi și nu uitați, întotdeauna când veți vorbi de Moinești, trebuie să vorbiți despre o comunitate și nu doar despre o unitate administrativ-teritorială. Vă mulțumesc! Vreau să vă adresez o invitație la finalul acestei ședințe, pentru că în încăperea vecină am pregătit o cupă de șampanie. Vă rog și insist să ciocnim o cupă de șampanie, pentru că așa ne stă bine nouă românilor. Mulțumim, domnule primar, o să dăm cu bună
seamă, prin curs invitație dumneavoastră, declar ședința de astăzi de constituire a Consiliului Local închisă. O să fie eliberată în ultimul total de 3 zile și ordinul prefectului care va atesta acest lucru. De asemenea, o să-i rog pe domnul consilier să vină să ședice certificatele de mandat. Vă doresc o zi extraordinară în continuare și așa cum a zis domnul primar, vă așteptăm alături de noi la o cupă de șampanie. Thank you.